Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Traseul de astăzi este unul de dificultate medie, cu plecarea de la telecabina Peștera până la vârful Bătrâna și refugiul din Șaua Bătrâna. Traseul propus începe de lângă stația telecabinei Peștera, unde parcăm mașina și ne echipăm pentru drumeție. Urmând traseul marcat cu banda albastră, care începe cu o urcare ușoară până ajungem la o intersecție de trasee. În față se merge către vârful Omul prin Valea Ubârșiei Alamiței, dar noi facem stânga urmând traseul Triunghi Roșu, care urcă spre vârful și refugiul Bătrân. Viteza de înaintare nu este una foarte mare, deoarece ne oprim des să fotografiem brândușele. Înaintăm pe traseu și ajungem la podul suspendat către râul Ialomița. În acest loc se văd foarte frumos valea și obârșia Ialomiței. După ce traversăm râul, ajungem la un nou indicator care estimează 45 de minute până la cascada Doamnele. Trebuie notat faptul că traseul marcat cu triunghi roșu ce urcă spre vârful Bătrâna nu ajunge la treptele inferioare ale cascadei, ci trece pe deasupra ei. Pentru a vedea cascada de jos, va trebui să ne abatem de la traseu spre dreapta pentru aproximativ 20 de minute. De la cascadă ne întoarcem pe traseul marcat cu triunghi roșu și continuăm spre vârful Bătrâna pe cursul râului.
Câmpul Bătrâna este cel mai înalt punct de traseu, 2181 de metri, și de aici ni se dezvăluie vederi impresionante asupra Pietrei Craiului, masivului Iezăr Păpușa și împrejurimilor din Munții Bucegi. Putem admira Coții Țapului, Poiana Guțanu, Boițul de Sus, Valea Băgăleasa, Simon și Fundată, precum și Amfiteatrul Transilvania și chiar vârful din Munții Făgăraș. În scurt timp ajungem și la refugiu din Șaua Bătrâna, aflat pe partea vestică a masivului Buceci, la intersecția traseului Bandă Roșie, ce merge de la vârful omul spre Șaua Strunga, cu Triunghi Roșu, care merge din Moeciu către Poiana Guțanu, Șaua Bătrâna și Peștera. Refugiul este relativ nou, montat în anul 2010 și oferă găzduire pentru 20 de locuri la prici în condiții de bivuac. Poteca și marcajul sunt vizibile pe toată lungimea traseului și nu sunt probleme de orientare. Descrierea traseului. Lungime traseu aproximativ 7 km, diferență de nivel aproximativ 750 de metri, durata aproximativ 3 ore jumătate 4 ore, dificultate medie. Accesibilitatea este pe tot timpul anului, traseul poate fi parcurs și pe timp de iarnă după informare prealabilă asupra stării vremii.